Ok, să vedem despre ce vor să ne vorbească astăzi cărțile. Mai întâi am să extrag un mesaj oracol. Ok, au venit două. E un soi de adversitate aici, pentru că avem această carte, numărul 33, care vorbește despre un conflict, o aversiune pe care poți să o ai față de o anume persoană. Și asta în viitor, aș spune eu, sau, hai să văd și la baza pachetului pentru a nu vorbi prea repede. Sunt mai multe persoane implicate în această situație, dar chiar dacă va avea loc în viitor acest conflict, această stare tensionată, tu ai parte de mesaje din partea divinității și ai parte de download-uri, da, de ghidare din partea divinității, și uite, văd chakra coroană, dar și prima chakra, chakra rădăcină. Deci e posibil să fie ceva în legătură cu aceste două chakre. Chakra coroană, am spus puțin, e vorba despre legătura cu divinitatea pe care tu o ai cu divinitatea, iar chakra rădăcină vorbește despre atunci, de fapt, când noi avem chakra rădăcină foarte bine echilibrată, cu o energie sănătoasă. Noi avem parte și de stabilitate, chiar de prosperitate, de securitate în viețile noastre. Există un anume soi de rezistență în acest domeniu. De rezistență, da? Ok. Hai să vedem tarotul ce are să ne spună în completare la acest mesaj. Ce au să ne spună cărțile? Ce au să ne spună cărțile? Văd aici 3 de cupe și la baza pachetului asul de spade. Iarăși, între prieteni, între cunoscuți, între persoanele pe care tu le consideri prietene, există un soi de tensiune aici. Va apărea cel puțin în viitor, ok? Văd și asul de spade. Asul de spade vine cu comunicare clară. 6 de cupe și 2 de monede. Măi, e posibil ca această tensiune între tine și aceste persoane, posibil să fie mai multe persoane, da, să fie avut loc deja, pentru că acest 6 de cupe vorbește despre energie de trecut. Hai să văd de ce acest 3 de cupe. Pentru unii dintre voi, posibil chiar să fie avut loc deja această energie, ok, și în care caz lucrurile se îndreaptă acum, în viitor. De ce acest 3 de cupe? De ce acest 3 de cupe? Ce vrea să spună acest 3 de cupe? Cavalerul de bâte. Și 2 de cupe la baza pachetului. Mai fac ce fac și tot mă duce la dragoste. Văd și regina de monede. Regina de monede este regina, femeia foarte muncitoare, da? Soția. Poate să fie existat. De ce cavalerul de bâte aici? De ce cavalerul de bâte? Da, poate să fie existat o energie de aventură, de a avea opțiuni, poate la muncă, de ce nu? Cu acest 7 de cupe, cineva care te-a urmărit, care te-a șapte de cupe este și energia aceea care, da, aduce opțiuni, dar și energia care personajului care vizualizează, care urmărește aceste opțiuni, visează cu ochii deschiși.
și posibil să fie ceva la muncă, pentru că am văzut și 8 de monede. Hai să vedem mai departe. Ce vor să ne spună cărțile? Ce vor să ne spună cărțile? Ok, avem o carte, Regina de Cupe. Este, reprezintă energia feminină îndrăgostită, ok, este femeia îndrăgostită, vorbește în general despre dragoste, este această zeiță iubitoare și dulce și blândă și cum îți dorești. Dar văd și această carte Regele de Spade, deci pentru unii e posibil să fie acest, să existe acest cuplu. Sau să fie existat acest cuplu, Regina de Cupe, Regele de Spade, ok, semn de apă, semn de aer sau orice semn zodiacal, iarăși o persoană care a plecat aici, totuși, s-a detașat din această conexiune. De ce? Și am văzut acel 3 de cupe care, de ce, totuși? De ce? Ce vor să ne spună cărțile? 6 de monede, 3 de monede, da, un trio aici, o aventură, o legătură și o citire cu ascunzișuri, cu trio. Cine ești tu în această poveste? Cine ești tu în această poveste, cel care urmărește? Ești Regina de Monede pe care am văzut-o și anterior. Posibil chiar să ai copii cu această persoană care... Hai să văd. Această persoană, cine este? Cine este această persoană? Și să văd dacă el... sau ea, în funcție de gen, a făcut a adus între voi această energie de trio. Cine este el? Hai să văd. Moartea, 7 de bâte și parcă e și defensiv așa. Regele de cupe, 5 de bâte și 2 de cupe. Moartea. Mai întreb o dată. Să mă calmez puțin așa. Ce a făcut această persoană? Ce a făcut această persoană? Împăratul. Împăratul și îndrăgostiții. A luat o anumită decizie aici. Decizie care ți-a adus tristețe, care a adus decepție în această situație. A mers în direcția poate a unei regine de spade sau unei persoane foarte... poate fi un semn de aer, dar... persoană care vine să echilibreze energia aceasta a regelui de spade pe care o mai are această persoană. Acest împărat și acest rege de spade sunt unul și același. Da, a greșit. Nu știu dacă până la capăt, dar ceva s-a întâmplat aici, ceva ți-a provocat decepție ție. Ce vei face tu pe mai departe? Ce vei face tu pe mai departe? Moartea? Pui punct? Sau cer transformare pentru
Pentru a avea succes cu această persoană, tu ceri o transformare profundă. Ceva cum această persoană nu a mai dat, să dea ceva ce nu a mai dat până acum. Moartea poate vorbi și despre a pune punct, ok? De ce moartea? De ce moartea? Opt de spade. Și hierofantul posibil chiar să fie într-un angajament foarte serios cu această persoană și asta să te facă să trebuiască așa să gândești lucrurile foarte profund, să te pună în această postură în care nu știi cum să acționezi. Hai să vedem ce va face el. Ce va face el? Ce va face el? Avem cărțile, asul de spade, 5 de spade și 9 de spade și 4 de bâte la baza pachetului. Da, e posibil ca aici să fie un angajament foarte serios deja între voi, iar această persoană să fi călcat strâmb. De ce asul de spade în ceea ce va face el? De ce asul de spade? Nu. Deci asul de bâte, 7 de monede, știe că nu poate veni doar cu pasiune în direcția ta. Știe că nu poate veni doar cu atracție, pentru că există și atracție între voi. Chiar dacă cineva a călcat strâmb aici. Știe că există conflict aici, că a adus această energie de competitivitate între voi doi. Poate avem și energie de balanță aici cu cartea justiția, poate se pot, de fapt pot să existe contracte între voi, un anume contract, de fapt. De ce 5 de spade și 9 de spade? Ce îți vor aduce ție aceste energii? Ce îți vor aduce ție aceste energii? Pentru că 2 de monede, regele de cupe, și nebunul. Păi această dezamăgire din trecut îl vor face pe acest personaj să, nu știu, dacă fals, va veni cu acest rege de cupe, cu această ofertă de nou început pentru tine. Dar avem și 2 de monede, va fi nevoit să facă multe pentru ca tu să faci acest compromis pentru această persoană, să poți să privești în spate și să vezi cele două cupe care vorbesc despre o nouă șansă pentru voi și în această conexiune. Interesant mesaj. Hai să văd și un sfat pentru tine, deși deja am văzut felul în care această persoană va acționa, va veni aici cu regele de cupe, cu dragoste, cu declarații, cu nu mai fac, cu și cu dorință de nou început și va munci din greu pentru așa ceva. Dar totuși, cu 9 de spade și 5 de spade, cred că e, cu 5 de spade mai ales, e capabil să treacă și peste cadavre pentru a te avea din nou în viața lui. Sfatul este 6 de cupe și 10 de cupe la baza pachetului. 6 de cupe vorbește despre energie de împăcare. Nu știu cât a greșit această persoană și până în ce punct a ajuns. De ce 6 de cupe în sfatul tău? De ce 6 de cupe? 8 de cupe, să te îndrepți către ce anume? Turnul, 2 de bâte, hierofantul și 4 de bâte. Nu. Să dai o șansă acestei conexiuni.
Și avem 9 de monede și 9 de cupe aici. De ce turnul? De ce turnul? Și aproape că am rămas fără cărți în pachet. De ce turnul? Faetonul? Ascultă-ți în primul rând intuiția, ok? Ia-ți un moment pentru a reflecta, pentru a fi cu tine, după care să iei o anumită decizie, dar sfatul rămâne acest 6 de cupe. Sfatul rămâne această sau această nevoie de a armoniza ceva între tine și această persoană. Posibil să fi fost doar o tensiune între voi, să nu se fi ajuns la ceva foarte serios, pentru că avem în ceea ce va face această energie a acestei persoane de nou început, va munci din greu, da, cu acest doi de monede, și arată că și-a făcut griji pentru ceea ce a făcut, rănindu-te cu ceva anume. Da, vă rog să-mi spuneți în comentarii despre ce este vorba, ok? Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați, puteți să deveniți și membri, asta e per cost, dar abonarea este gratuită. Puteți să-mi dați un like, un comentariu, să-mi lăsați pentru a interacționa. Dacă știți că aveți un prieten, o prietenă care ar putea viziona și s-ar putea bucura de acest mesaj, nu uitați să trimiteți și acelui prieten, acelei prietene mesajul. Vă pup, vă îmbrățișez cu drag. Pentru citiri personale, bineînțeles, sunt pe adresa de e-mail pe care o găsiți și în descrierea videoclipului și ne vedem curând. Pa, pa!